Andreea, se fi voi arăta acum felul în care se așează un material în mod corect pe o asemenea bordă, să zicem un material de piatră. Vrem un material foarte simplu, sau un material standard, cu culoarea difuză. De acest fel. Piatra are rosturi orizontale care trebuie să se alinieze corect cu suprafețele boltite. Pentru asta atribuim materialul pe obiect, îl afișăm și observăm că lucrurile nu se întâmplă tocmai corect. Proiecția pe acest obiect care provine din AutoCAD este o proiecție de tip box. Poza se proiectează odată pe planul superior și de fiecare dată pe planele laterale. Putem corecta ușor acest lucru dând un modificator global UVW mare, unde cerem o proiecție sferică. Debifăm Real World Map Size și îndesim mai mult sau mai puțin dalele. Acum se repetă de 4 ori poza pe ecuatorul sferei și la fel pe meridian. Prea mult, să dăm 3. Bun. Totul pare aproape bine. Mai puțin planele acestea verticale, unde unde piatra trebuie să se așeze radial. Când trebuie ca pe un singur obiect să dăm mai multe mapuri diferite, ale aceluiași material, putem să facem acest lucru operând pe porțiuni. De pildă, adaug un nou UVW map. Vă puteți exemplifica. Nu planar, ci tot de tip sferic. Orientat însă pe altă direcție. Al cărui ghizmo poate fi mutat. Pe măsură ce îl cobor, observ că pe arcele acestea, piramida se așează, piatra se așează radial. O să aducă piatra la aceeași scară cu cea dinainte. Și vedem că am rezolvat bine două dintre arce. Dar tot restul s-a stricat. La fel am putea proceda și pentru celelalte două arce. Cum facem acum să menținem simultan toate mapările pe același obiect? Vom face o selecție la nivel de poligon, atribuind fiecărui set de poligoane o altă mapare. De pildă, table poly aici, la nivel de poligon. Selectăm toate poligoanele care vor primi mapare sferică. Și observăm că a apărut un pătrățel atât la obiectul de table poly, pătrățelul ne spune sunt selectate anumite poligoane din obiectul acesta,
Și poate trăsărul se repetă la acest Vesuv pe Mars care este activ. Dacă îl activezi și pe următorul, se repetă și la următorul. UVWMAP se va aplica numai pe pătrățelele selectate și momentan nu se vede, nu s-a aplicat încă, deoarece se întâmplă cu selecția aici la nivelul de jos. Dacă clichez aici, s-a aplicat proiecția sferică doar pe suprafața boltită. Bun, dar dacă activez în continuare asta, se aplică noua proiecție sferică, care e pe altă direcție și nu e bine. Trebuie să avem un separator între cele două selecții, ca să pot selecta altceva căruia se atribuie acest UVWMA. Separatorul se adaugă cu modificatorul edit poly care a intrat între cele două, dacă nu intra, îl puteam muta oricând, și care îmi permite să trag o linie aici, să grupez istoria până aici și să fac o nouă selecție pe care ar fi noi modificat. Poligon. Dorim să selectăm poligoanele astea. Și doar să le aplicăm proiecția. În momentul de față avem Editable Poly, în care au fost selectate poligoanele superioare și cărora le-am aplicat acest WMAP sferic orientat în acest fel, și modificatorul Editable Poly, unde am selectat doar aceste două poligoane și doar le-am aplicat acest WMAP sferic orientat pe Y. Ca să continuăm pentru celelalte două fețe rămase, o să procedăm foarte simplu. Copiem modificatorul cu clic dreapta, copii, dăm un nou Editable Poly, Edit Poly. În el selectez poligoanele rămase, acesta și cu acesta. Și pentru ele paste modificatorul anterior. Am copiat modificatorul de la acelea la acelea, pentru ca să aibă aceleași dimensiuni și aceeași poziție a ghizmă. Nu mai trebuie decât să schimb direcția de aliniere ca să obțin orientarea radială pe direcția normală X. Asta e tot.